Bine ați venit sau revenit pe canalul nostru. Bună dimineața, la noi este cam 8 și un pic. Haide! Vede că se pare că astăzi este zi de curățenie, cam pentru că toată lumea trebuie să ducă un aspirator, au mașini de spălat. Adică nu doar pun casă la mine, nu știu de ce am învățat vinerea să fie zi de curățenie. Ia să văd, îți vine, ia fă o piruietă. Îți vine bine? Bine ați venit sau revenit pe canalul nostru. Bună dimineața, la noi este cam 8 și un pic. Aici o am și pe Anastasia, care tocmai s-a trezit, își bea lăpticul și are un pic de desene dimineața. Și o să ne începem ziua de astăzi. Astăzi este vineri, nu am mai luat camera în mână, cred că tocmai de vineri. Mai am un filmuleț de editat, de arătat aici pentru voi, dar nu am apucat încă să-l edit pentru că am trecut așa printr-o perioadă mai ciudată. Mai nu prea am fost eu, nu știu, mi-e greu și cu Anastasia cu lăsatul la grădiniță pentru că încă nu s-a acomodat. Două zile merge foarte bine, două zile merge foarte rău și tot așa. Și atunci nu aveam, când mă întorceam după ce o lăsam la grădiniță, nu mai aveam nicio stare să fac nimic. Făceam tot ce trebuie de făcut în casă și așa mai departe, dar nu mă vedeam în stare să mai filmez, să mai vorbesc. Când veneam într-o noastră plâng, mă simțeam destul de rău. Și nu zic că astăzi nu va fi o zi în care nu va plânge, sper să nu, pentru că vorbesc cu ea, știe unde merge, știe ce face, dar nu... Când o las dimineața, atât e problema, când o las de dimineață, plânge. După aia pe parcurs e bine, dar vom vedea astăzi. După cum am zis, astăzi este vineri și nu am cine știe ce în plan... un picioruș pe aici. Nu am cine știe ce planuri astăzi. Aș vrea... Acum, după ce las fata, trebuie să mă duc să las un pachetel. Și am zis să merg să fac niște cumpărături la Lidl, dar mai bine aș trebui să facem cum făceam de obicei, să merg cu al meu, să mergem cu mașina, să nu mă chinui eu cu plase și probabil să le facem mâine și astăzi o să mă centrez pe casă. Aș fi vrut și eu ceva, să am ceva top tactic prin casă și când am fost la cu aici noi încă nu scusese nimic. Și mi-e destul de departe să mă duc singură. Voi vedea pe drum, într-un magazin chinezesc, dacă găsesc și măcar o lumânare. Am trecut ieri într-un aici și tot așa nu am găsit nimic. Am unul mai departe, unul mai mare. Dar este cam... Mai vreau un pic de lapte. Doar să dau ceva să mănânce mai bine. Dar este un pic cam departe să merg pe jos. Și voi vedea dacă... Dar cum trebuie să mă duc să las un pachetel, când mă întorc mai trebuie la câteva magazine de genul și poate reușesc să găsesc o lumânare, o cană, o frunză, o ceva care să-mi aducă și mie toamna în casă. Nu prea sunt eu de... Nu prea eram să fac ceva specific de toamnă, dar eu sunt pe perioada, deci, pe perioada Crăciunului, decembrie, pentru mine este luna mea preferată. Dar am văzut că se practică mult și luna octombrie cu decorațiuni și... este drăguț, pentru că totuși tu îți faci un bine ție, tu îți aduci o atmosferă în casă diferită, pentru copii, pentru Anastasia și așa mai departe. Mă scuzați. Bine, dragii mei, eu fiind ora deja de pregătire, eu mă trezesc mereu mai de dimineață, îmi pregătesc hainele, mă aranjez, îmi fac și cafeaua. De ce să nu mai beau cafeaua până ce duc fata? Pentru că îmi fac cafeaua și poate iau o gură, două, trei și o las acolo. Când vin, ori iau din aia și... Vă dați seama, deja se răcește, ori îmi fac alta și atunci zic să nu mai îmi fac cafeaua pentru o gură care o iau și când mă întorc să îmi beau cafeaua liniștită și să nu stau cu grijă că trebuie să plec și așa. Văd că la noi astăzi este un pic înorat, o să vă arăt și vouă și așa mă bucură pentru că am avut doar timp de ploaie, doamne, de căldură. Deci a fost căldură maximă, am trăit doar în vară până acum. Ce să vină răcoarea, să pot să-mi iau hanurace, să vină la timpul meu, pentru că de fapt la timpul meu ăsta este. Bine, mă duc să o termin de pregătit pe fată. Și să mergem la grădiniță, să vedem astăzi ce fel de zi ne așteaptă, sau cel puțin cum va începe ziua mea.
referitor la grădiniță. Ce zici acolo? Până la urmă mi-a cerut un iaurțel dintre ăsta. Hai, papă! Nu mai dă mami cu ciorul. Tu prea moș? Am cumpărat ieri, da? Amândouă. Uh-huh. Pap, și mergi una grădi. Nu! No! De ce? Păi și ce facem? Cu car. Deci la grădi să ne jucăm cu Luisa și cu copiii, da? Bine, iubire! Uf, a pișcat o țânțară. Are așa de multe pișcături de țânțar pe corp și credeți-mă că o dau de toate, dar tot mai are câte o pișcătură. Ia să vedem cât e ceasul. Nu pot să văd între timp ce primez, dar deja o fi vreo 8:20. I-am dat tricou pe ea, i-am dat un orțel, pantalonii mai scrie vrea după aia. O să-i pui jusețelele și să mergem să o pieptăm, să o scol pe față și... Astăzi la școală trebuie decât banană, decât fructe. Bine, este zi de fructe și eu îi pun o banană, îi cumpăr niște banane așa, hop, mai mari. Ne mănâncă decât fructe, căpșuni, banane, mere și cam atât. Și atunci o să-i pun o banană. Am fost ieșit la banane special. Avem și mere, avem și struguri, dar nu vrea struguri. Așa că punem mami banană. Punem mami banană la școală? Și hai, ne pregătim? Vă gătim? Eu te rog, patruia canină. Da, da, vrea ta părul de patruia, ăla de Paw Patrol. Care la primul din România, știți voi, de la Lidl. Bine, pe atunci pune o banană acolo? Dar parcă ai nas un pic înfuntat, sperând să nu răcești. Luni e sărbătoare, luni stai acasă cu mami, știi? Ce? Haide. Haide. Ia-te fruza, că e mai drăguță pentru tine. O vrei? Nu. Nu? Bine, o duc eu. Hai. Și am ajuns acasă, am mai filmat odată partea asta, dar nu mi-am dat seama că aveam geamul deschis și deodată au început să treacă foarte multe motociclete, să fie foarte multă gălăgie. Așa că mi-am închis geamul și reiau. Ce vă ziceam, am ajuns deja acasă, clar că am ieșit afară de dimineață fără să iau pachetul care trebuia să-l duc, așa că trebuie să mai fac încă o ieșire în dimineața asta. Dar înainte am vrut să vin să iau micul dejun, să-mi beau cafeaua. V-am zis, nu mi-o beau de dimineață, mi-o beau abia când mă întorc. Pentru că ăsta este momentul meu de relaxare, să zicem. Pentru că eu am cam uitat că sunt acasă pentru că am o problemă la picior, pentru că sunt în concediu medical și eu sunt de fapt în repos, adică trebuie să stau. Și am cam uitat chestia asta și mă umplem de treabă de dimineață până seară. Acum că Anastasia e la școală, vreau să fac mai multe lucruri, că tot dacă tot nu e, vreau să fac și mai multe și mai multe. Și nu stau deloc. Pe timpul zilei nu stau deloc. Așa că de dimineață, e săptămâna asta, am cam început așa, nu am făcut-o chiar în fiecare zi, dar încerc să vin, să-mi fac cafeaua, să-mi fac ceva să mănânc și să stau un pic. Nu știu, mă uit, ați văzut, eu urmăresc foarte mult pe Priscila și acum face Vlogtober. Și atunci asta este și un motiv în plus pentru care mă opresc, mă relaxez, urcă de obicei filmulețele dimineața. Acum văd că nu l-a urcat pe ăsta de azi încă, dar mă uit iar la cel de ieri, nu e nicio problemă că ador să mă uit la vlogurile ei. Așa, iar apoi cu fața cu mâncatul încerc să mănânc dimineața pentru că mi-am dat seama că pentru a pierde câteva kilograme, că am luat câteva kilograme în plus, pentru a le pierde cel mai bine este să mănânci cam la timp. Eu ce făceam? Poftele astea cu pâine, cu UGM și unt, care acum, pe timpul toamnei, pentru mine sunt favorite, mai ales gemuri de casă și așa, dulcețe.
și le făceam seara noaptea. Și atunci am zis, hai să fac la micul dejun, să-mi fac să spunem din pofte. Poftele astea mai dulci, mai așa, care le-am cu pâine, pentru că pe parcursul zilei încerc să-mi exclud de tot pâinea, zahărul, ce am mai exclus și pastele. Noi eram foarte pasionați de paste, mâncam de foarte multe ori paste, de exemplu, ori le fac o dată pe săptămână sau chiar nu mă apuc să le fac. În fine, am început așa cu alimentele astea, nu vreau să fac cine știe ce dietă și cine știe ce, mai ales că nici nu pot să fac exercițiu, nu pot să fac sport. O iau pe partea cu alimentația și nu aștept să am rezultate într-o săptămână, ci e și pentru binele meu să scot zahărul, pâinea, făinoasele și așa mai departe. Mă scuzați pentru voce, mi-am dat seama că încep să răgușesc. Deci asta înseamnă că îmi bate la ușă o răceală. Răceala mea de toamnă, nu se putea altfel. Bine, dragii mei, o să-mi iau micul dejun. Vă ziceam, o să mă uit la un vlog de la Priscilie, ține cam 20-30 de minute. Și după aia ne apucăm de treabă. Ce o să facem astăzi? Încă nu mi-am făcut planul. Uite, în timpul ăsta o să-mi iau și o să și scriu ce aș vrea să fac. Neapărat trebuie să merg să duc pachetul acela, dar după aia m-am gândit că când iau fata la 5, tot ies din casă, de fapt, și aș putea să profit atunci să o duc, fiind vineri, pot să o duc un pic și să o țin un pic mai mult pe afară. Pentru că în timpul săptămânii e cam greu cu ea să fac ceva, când iese de la școală, este destul de obosită. Și atunci aș putea, când ies și așa merg cu căruțul, să pun paghețelul în căruț și să mă duc să o iau pe ea și să mergem direct acolo și după aia poate să rămân un pic în parc cu ea. Vinerea de obicei ieșim noi, eu, al meu, Anastasia, mai vin dacă e mai vin câțiva prieteni și ieșim aici jos în parc, mai avem ceva și stăm afară. Așa că asta. Dar în fine, cum sunt indecisă exact, o să stau acum, o să-mi calculez ce și cum și o să ne vedem după aia. Așa de m-am învățat cu acest fel de șervețele. Astea sunt special pentru bucătărie, au și pentru a îndepărta grăsimea. Astea sunt luate de la Mercadona, dar pentru momentele astea când vreau să șterg așa, pentru că da seama, eu cum fac curățenie în bucătărie, fac spăl totul, nu mai profund, dar așa pentru a șterge zi de zi, chestiile astea, după ce că mi-era super frumos, curăță, dezinfectează, ia și grăsimea, dacă este grăsime. Și de obicei, după ce spăl vasele și, mă rog, după ce vedeți cum am mâncat așa aici, rămâne mizerie, rămân firmituri și așa. Și atunci eu dau cu șervețelele astea și rămâne bucătăria cu miros super și curată. Curată, dezinfectată și fără grăsime.
să fac și o mașină. Mi-am pregătit asta și mai am una pregătită acolo, tot cu albe. Astea sunt lenjerii, că am schimbat lenjeriile. Așa. După aia mai am încă una de albe și niște papuci de-a fetei. Bag una și cam o să o pun la o oră și un pic. Și până mă duc eu, până una alta trece, băgăm cealaltă și continuăm cu treaba. Am pus la lenjerii un pic mai mult suavizant, încă pe cel jumătate. Să miroase mai frumos. Că tot venise vorba de șervețele, v-am zis eu că acum am ceva cu șervețele, am mai găsit astea la Lidl, nu știu dacă v-am zis. Pentru televizor, pentru laptopul al meu, pentru ecran de la telefon, mă rog. Și astea sunt destul de ok. Utile, își face treaba foarte bine. Adică camera fetei deja o știți foarte bine. Astea sunt pernuțele, că le-am scos să le bag la spălat. De fapt, sunt din dormitorul, pardon, sunt din dormitorul nostru pernuțele, dar noaptea îi le pun aici la capăt. Vedeți că îi pun așa și aici. Mi-e frică să nu cadă, cu toate că avem protecția asta aici, dar nu ajunge până în capătul ăla, dar în fine. Mi-e frică să nu cadă. Trebuie să-i scot și lingeria. Pentru că de dimineață mi-a zis că a făcut pipi peste noapte. De dimineață deja era uscată, ce-i drept, deci făcuse peste noapte și nu mi-am dat seama. Și să-i o scot. Ieri am scos-o, cred că ieri am schimbat-o, dacă nu mă înșel, și abia acum am pus-o la spălat. Deci trebuie să așteptăm să se usuce, dar în fine, între timp scoate. Chiar uitasem că făcuse pipi și de-aia n-am scos-o până acum. Haide că se pare că astăzi este zi de curățenie cam pentru toată lumea, peste tot aud aspiratoare, aud mașini de spălat, adică nu doar un caz la mine, nu știu de ce am învățat vinerea să fie zi de curățenie. Ce vă ziceam, așa, mi-am pregătit pentru a băga la spălat, mergem să ducem ce am eu de dus, că trebuie să trimit ceva și vreau să intru printr-un magazin, că v-am zis că sunt foarte multe magazine chinezești pe aici. Și să-mi caut ceva, v-am zis, o lumânare, o cană, ceva, nu știu dacă o să am noroc, pentru că ce am văzut că sunt multe, sunt haine de-astea de Halloween și tot felul de lucrușoare, dar nu ceva de decor. Diseară oricum merg în mall, în Salera și poate o să găsesc ceva în Pepco, că am văzut că totuși lumea aia cumpără, dar nu știu de unde. De pe Shein și așa, uitați, s-a terminat comenzile de pe Shein. Pentru că sunt drăguțe, dar nu sunt calitative. Or fi și ceva calitativ, nu zic că nu, dar totuși nu o calitate la haine, calitatea care ar trebui. Degeaba le cumperi mai ieftin, dar nu-ți rezistă. Așa că o să merg, vreau, v-am zis, vreau cel puțin, măcar acum să-mi găsesc o căniță, o lumânare, ceva, să aduc un pic toamna în casă. Și diseară o să mai căutăm noi, dacă tot mergem o să profit. Plec afară, nu cred că o să filmez, pentru că trebuie să duc pachetul și așa mai departe și am și greutate în mână, deci nu o să iau telefonul. Și când ne întoarcem, v-am zis, vreau să-mi aspir, să-mi șterg praful și să-mi dau cu măpul pe jos. Și nu vă mai filma foarte mult, având în vedere că o să ieșim și diseară și după aia o să fie vlogul foarte lung. Mie îmi plac vlogurile lungi, dar am impresia că lumea nu stă, nu are răbdare să se uite până la sfârșit, cel puțin la filmulețele mele și... Nu, nu știu. Voi vedea cum va ieși și filmulețul ăsta. Haideți să plecăm!
v-am zis eu că o să mă întorc, nu o să fie gata mașina, așa că mai bine o să pun repede următoarea să pot pune protectorul de la patul fetei, că e important. Așa, ce vă ziceam, am ajuns, este o căldură de, nu știu, de dimineață, parcă părea un pic înorat, dar e bine, nu, a ieșit soarele în totalitate. Este foarte cald, eu nu mai suport timpul ăsta, suntem în toamnă și este foarte cald, nu mai pot. Mi-am pus o cola, nu prea beau cola, eu de obicei leau pentru al meu, foarte rar beau, ca și în ocazia asta. Mi-am dat seama că nu am pahare dintre astea așa mari, am doar dintre astea gen de plastic. Nu am de sticlă și dacă tot mergează în Pepco, o să mă iau niște pahare așa mai înalte, frumoase, tocmai pentru a bea, mă rog, suguri, cola și așa mai departe. Am trecut prin câteva magazine să caut ceva de toamnă, de Halloween, absolut nimic. Doar îmbrăcăminte pentru copii, pentru a se îmbrăca acum de Halloween, dar așa de lucrușoare, ce vroiam eu, lumânărici, cănuță sau, mă rog, ceva cu tematică, ceva să pot să pun în casă, un decor, un novlecelor, ceva, absolut nimic. Dar am intrat așa în câteva magazine chinezești și mi-am luat ceva, ce aveam nevoie, mă scuzați pentru gălăgie. Mi-am luat în primul rând dintre asta pentru baie, nu am mai intrat în Mercadona, Consum, Aldi, Lidl, nimic. Am intrat aici, este pentru băi, pentru că vreau să fac curățenie în băi, v-am zis. Tot pentru baie mi-am luat un coșuleț foarte frumos. Acum de cât sunt acasă, mă ocup mai mult de casă și încerc să o fac mai pe placul meu, mai pe gustul meu, mai să fie mai primitoare. Ăsta vreau să-l pun în baie, așa pe colț, înăuntru poate o să-mi pun parfumurile mai bune, cremele mai bune, ceva ce mi se face. Ceva ce îmi place mie mai mult, ce iubesc mai mult. Să fie așa ca un fel de decor. A costat 6 euro. E drăguț că asta poți să o iei să o speli, mă gândesc, da? Când se împuderești, o iei și o speli. Foarte drăguț. Asta a costat 9,90 €. Nu e ceva special, este pur și simplu pentru băi. Avea și altă marcă mai bună, dar costa 5 euro și am zis că nu cred că merită pentru o face în băi. Apoi ce mi-am luat? Pentru... Când spălă vasele, nu știu dacă ați văzut, nu am un suport, pentru că mă duc două biuvete, într-una le spart, într-una le pun la stors, uscat, dar pentru furculițe și linguri nu am și mereu ajung pe dedesubt, niciodată nu se usuc în totalitate, după aia dacă vreau repede o linguriță trebuie să stau să caut pe dedesubt să o găsesc, așa că așteptă să-l deschid. Revenim, ce vă ziceam, are suportul lui, adică eu o să-l las lângă biuvetă, văd că intră cumva lângă urele astea, are suportul lui. Și eu le pun aici, după aia doar arunc capa de aici și atât. Și le am mereu la îndemână, linguri, furculițe, nu trebuie să stau să le caut. Și mi se pare mai, nu știu, mi se pare drăguț. Un leghinaș mic, pentru că atunci când eu mă pun și spăl mobila, eu spăl mobila și intermitoare și, mă rog, și când spel ui și când spel geamuri, ai nevoie de un leghinaș mic. Asta este de 6 litri, 1,80 €, și asta eu mereu l-avem pe acela mare, în care îmi scot și hainele, rufele și la prea mare. Așa că ăsta nu mai bun, culori, vedeți, am la roșu, dar zic că ăsta nu o să se vadă, nu o să stea la să se vadă. Nu contează că este roșu, dar nu înțeleg de ce nu fac culori, nu știu, culori gri, roz, fale, așa, sau nu știu, culori deschise. Niște culori așa de țipătoare, ca și ăsta de astfel, dar nu contează. Așa că acum o să stau un pic să-mi trag sufletul, să-mi revin un pic. Așa, mai luat și un dintre ăsta de scotch, ăsta l-am luat de la papelerie, când am dus spaghetele, mi-am dat seama că nu aveam scotch și mi-am luat unul mare. Și ăsta o să-l am eu la mine geantă, cum mai tot trimit spaghetele și așa, o să pun astea la loc. O să întind rufele, o să bag alta, bine, mai întind eu paharul de cola. Și după aia ne apucăm de baie și vreau să pun și chestii tot să văd cum se vede. Ne apucăm și de baie, nu vreau decât să vă arăt un pic ce o să folosesc. Am flash-ul activat la telefon pentru că știți că e gălăgie la mine, că la prin becul face ventilatorul cam tare. Mi-am pus aici câteva produse, se vede super drăguț, am decis să pun ce folosesc, mai bine zis, zi de zi. Gelul pentru față, în fine, cremă, mi-am pus câteva dischete din acestea, văd de ce o să mai pun. Și așa le am mereu aici la îndemână și se vede drăguț. Acum la capitolul curățenie am găsit astea în dulap, uitați unde ele. Asta este pentru a curăța și pentru a ieși apa albastră.
Iar acesta este decât pentru, cu efect de clor, curăță și igienizează. Cum am două băi, o să pun una și una. Ok, aici mi-am scos buretele pentru a, mă rog, este același de baie, îl folosesc ca mereu, îl schimb o dată la lună, așa. Cu acest produs o să spălăm, după aia cu asta am luat-o acum nouă să ștergem ce este la toaletă și așa mai departe. Și asta o folosesc, după aia pe oglindă dau cu asta umedă când termin tot și cu asta șterg și nu rămâne nicio urmă. Așa că, haideți să ne apucăm de baie. Nu arăt mai sus, v-am zis că este flash optiva și se vede urât. Vreau doar să vedeți ce folosesc, ce să folosesc astăzi și cum se vede coșulețul. O să vă arăt și la sfârșit, când terminăm. Terminat baia. Deci mi se pare că arată așa de drăguț cu coșulețul ăsta aici. Mă bucur mult că l-am găsit și l-am cumpărat. Eram un pic pe gânduri așa dacă se leau sau nu. Dar mi se pare că se potrivește super drăguț. Îmi place mai am decât să dau cu mobul pe jos. Apoi am gândit un parfumel dintre ăsta pentru fiecare cameră să pun unul să pun jos. De moment l-am pentru boi, vreau să probez dacă cu ușa închisă menține mirosul, pentru că de obicei am dintre astea și nu simt. Dar îmi dau seama că pentru boi funcționează foarte bine, eu mi-l pun așa, mi le pun așa în colțulețe, în băi și o să-mi iau și pentru camere, că dacă mai ții ușile închise și așa, se menține. Deci am terminat, se pare, deci mă bucur foarte mult că mi l-am cumpărat. Acolo mi-am pus decât câteva produse, mi-am pus parfumele care le folosesc mai des. Acolo am o vază, nu am nimic în ea, este o vază care am avut-o la butez la Anastasia, am pus-o doar că se pare drăguță și asta. Îmi place mult. Continuăm cu baia cea micuță. Ok, și am terminat și baia asta mică. Nu știu dacă am arătat-o vreodată, dar asta de fapt este ca și cum ar fi baia Anastasiei. Aici se spală pe dințișori, își pune scaunelul. Aici am ieșit și am cumpărat pasta de dinți cu Peppa Pig. Aici am câteva, nu prea doi cu parfumele, am astea două. Asta pentru să pun este roz, ea zice că e baie pentru care are pereții roz. La fel aici la ea am pus parfumelul, v-am zis. Aici încă sunt lucruri de ale mele, oh, pardon, sunt încă lucruri de ale mele, dar o să pun ușoarele ei, creme și așa mai departe, ce mai folosește ea, mai are câteva lănțișoare, brățărici. Are și un prosopel mic roz, bine, vișiniu, se vede, dar este roz. Și am făcut și baia asta. Așa, ce vă ziceam, am făcut și baia aia altă, mi-am făcut băile, deja este târziu, este vreo 2:30, mai am 2 ore și trebuie să plec după fată. Mi s-a făcut foame. Am venit aici și mi-era poftă să-mi fac omletă cu lipie. Știți voi, lipie așa cu omletă, cu cremă de brânză, dar nu mai am lipie și nu știu ce să-mi fac. Am mâncare, am un fel de tocăniță cu pui, hop, dar nu mi-era poftă, mi-era poftă dintr-o lipie, dintr-o aia cu omletă. Și nici nu mă duc să cumpăr, că o să mi se facă târziu. Până mă duc și cumpăr, văd repede ce să mănânc. Și nu cred că o să mai filmez mult, pentru că am filmat deja mult dimineața asta și poate o să vă arăt la sfârșit, dar o să mănânc ceva repede, o să-mi fac un cappuccino, mi-am cumpărat și cappuccino, nu mai știu, ieri, altăieri, să-mi fac la aparat. Așa, și vreau să aspir, v-am zis, să dau cu mopul și să șterg plafă, dar asta nu vă lua mult timp. Mi-a luat mai mult timp să fac în băi. Când fac în băi, fac mai profund și mi-a destul de mult timp. Restul nu o să-mi ia cine știe ce, că haine prin casă nu am, jucării nu prea am. Sunt cam toate la locul lor, doar repede să aspir și să șterg pe jos și să ne pregătim să plecăm. Bine, nu știu dacă o să mai pot să fac duș. Cred că o să merg direct așa, pentru că timpul nu e cine știe ce.
Și, mă rog, nu o să stau cine știe cât în magazin, doar o să intru în Zara și un pic în Pepco, să văd dacă este ceva de Crăciun și în Primark, poate, dar nu vreau să pierd mult timp. Pentru că vreau să vin acasă, să stăm și noi trei. M-am zis, noi de obicei vinerea coborăm jos să vin ceva și poate astăzi când venim de afară o să rămân direct iar afară. Mi-e somn? Da, mă pun repede. M-am zis, mănânc și îmi fac un cappuccino să-mi revin un pic. Mi-a scurtat cafeaua, mi-a fost săptămâna asta, mi-a fost foarte rău pentru că tocmai de aici nu prea am filmat. Mi-a fost greu și eu cu Anastasia că nu s-a acomodat la școală și eu plecam cu inima, cu stomacul așa, mă durea, mă... Plecam stresată, nu plecam, nu mă simțeam bine cu mine, mă simțeam vinovată că o las. Și am băut multă cafea și până la urmă luni, marți, nu mai știu când s-a dat peste cap stomacul meu, am început să vomit, mă simțeam chiar rău. Dar asta este ce să fac. A trecut, sunt vineri de aia, cred că am filmat ultima dată, acum o săptămână, dacă nu mă înșel. Dar mai bine, astăzi Anastasia intra binișor la școală, dar nu sunt eu încă 100% mulțumită, pentru că îmi intră două zile bine, după aia două zile îmi intră rău, nu înțeleg ce se întâmplă. După aia profesoara zice că este foarte bine, educatoarea îmi spune că e foarte bine, că este inima clasei, zice că e bucurie, că e tot timpul, rog. Dar nu înțeleg de ce nu vrea să intre. Dar nu știu, nu vreau să mai vorbesc foarte mult de asta, de moment hai să ne rugăm la Dumnezeu să intre bine în fiecare zi. Bine că o să fie zile când o să fie mai somnuroasă și nu vreau să vrea, dar nu vreau să fie plânsul ăsta. Deci are plânsul ăla că se ține legată de mine și nu vrea. Și... greu, greu. Deci chiar ieri, ieri a fost o zi în care m-am lăsat și eu derumbată și mă duceam acasă și plângeam și eu pe drum că nu mai puteam. Și după aia, după amiază, când am fost să o iau, m-a întrebat mămică ce faci, cum ești, cum este Anastasia. Și cred că m-a văzut de dimineață de a veni să apropia lângă mine și m-a întrebat ce și cum. Dar mi-e greu, nu știu, mi-e foarte greu. Sunt și eu o persoană foarte sensibilă și mă uit când vorbesc de 3 minute și ceva. Sunt o persoană sensibilă și, na, cred că toate mamele ne... la toate mamele ne este greu, nu? Trebuie să îi vedem plângând și... bine, haideți că v-am zis iar destule. Ne vedem mai acum și că o să ne vedem direct ori când mergem la cumpărături sau poate ne vedem când o iau și după aia când o să ne întoarcem. Cu ea sigur nu o să stau să filmez foarte mult, mai ales într-un centru comercial, că fuge, atinge, trage, e destul de gumințică, dar face de la ei, așa că haideți că vă las, ne vedem după aia. Și mi-am luat pauza, bine am mâncat și acum mi-am făcut un cappuccino, așa de bine arată și așa de bun e și frumos, sper să nu auziți prea mult mașina de spălat. Și mi-am pus în ceșcuțele astea, care sunt primele ceșcuțe când ne-am mutat împreună. Cred că asta a fost prin 2018, bine, noi suntem împreună din 2018, dar ne-am mutat foarte repede împreună. Suntem din începutul anului și către sfârșit, cred că deja ne-am mutat împreună, sfârșitul anului. Și de-aia zic că am ceșcuțele astea, nu mai am tot setul, mi se pare că mi-am decât 4 căni. Dar mi-am totuși aminte de începuturile noastre. Puneam să vorbesc și aici, bine, mi-a spălat acum vasele mele și cum mi-am pus ăsta aici. Cred că acolo nu se vede foarte urât, nu incomodează și așa, asta l-a spălat și mai avem aici o floricică, dar s-a ofilit toată. Ori am pus prea multă apă, nu știu ce s-a întâmplat, mai are oricum bobocei de flori. Asta a primit-o Anastasia vinerea trecută, dacă nu mă înșel, acum o săptămână. A fost la ea în cameră până astăzi, când a văzut că s-a făcut așa și a mutat-o aici la mai multă lumină. Nu știu dacă are nevoie de mai multă lumină sau i-am pus-o prea multă apă sau... de moment o las, eu odată, o las acolo să vedem zilele astea ce și cum. Și asta super drăguț. Și mă duc să-mi savurez un pic cappuccino 10 minute și să mă grăbesc să aspir că imediat plec. Mai am o oră jumate și trebuie să plec după asta mică. Ce e acolo, mami? Hai să pupăm repede, ia, zi, dă-mi supap că cade. Este și Miu. Și am venit la cumpărături, la Salera. Hai, de-aia să văd cum papă fata. Uite. Hai că-ți dă ea, ia, dă-i tu. Tu chiar e... eu vreau că chiar e... este Maria! Că rico, ia! Mamas! Aqui, despois aí! Ia să vă duc, vine, ia fă o piruietă!
bine? Îți vine bine? Da. Bună din nou! Lăsând deoparte tot ce este în prejurul meu, pentru că este plin de pufarini de genul și de pungi aruncate și de haine, o să vă fac un mic unboxing de ce am reușit să cumpărăm, pentru că am reușit să cumpăr ce îmi doream, ce căutam. Este vorba de o lumânărică în formă de dovlecel și care miroase superb, efectiv superb. Am avut o problemă pe drum, un mic incident și am reușit să o sparg și într-o parte și în alta, nu știu dacă reușiți să vedeți. Dar în fine, nu s-a stricat de tot, măcar anul ăsta o să dureze. Cumpărăm altele anul. A costat 7 euro, a costat destul de mult. Bine, dar asta a costat 7 și asta care am luat-o, nu știu, acum vreo 2 săptămâni a costat 5, adică, mă rog. Ținând cont că este formă de dovlecel, bine, hai că merge 2 euro plus. Super drăguță și miroase super drăguț, doar că, uite, am reușit să o sparg și înăuntru destul de mult. Sper să dureze. Sigur va dura. După aia am mai cumpărat încă un mic dovlecel, stați să-i rup. Încă un mic dovlecel, așa, care înăuntru i-am luat niște lumânări dintre astea mici. Să dăm drumul și peste noapte, vă dați seama că o să se vadă când o să se închidem becurile, o să se vadă super drăguț. Am cumpărat mai multe, am cumpărat un set de lumânări, așa scrie Pumpkin. Le-am împărțit cu mami. Au costat 2,50 euro acest set de lumânări și sunt așa multe. Și la femeie luase foarte drăguț și ăsta micuț a costat 1,50 euro, mi se pare, 1,30 euro. Abia aștept să dau drumul, să vadă și vouă cum o să se vadă toată chestia asta. Ce am mai cumpărat? Am mai cumpărat la fată, tot din Pepco, niște puzzle-uri de lemn, sunt așa cuprinse dintre acestea, ea acum cu asta este ocupată, i-am cumpărat două, de 1,30 euro fiecare, 1,25 euro, nu mai știu exact, dar oricum stă... Acum te ajută mami, îi place foarte mult. Continuăm cu Pepco, că tot am început cu Pepco. Aici o rochițică, tot așa pe perioada asta, pe perioada acum de toamnă. Este un material super drăguț la atingere. Este 2-3 ani, 98 de centimetri și a costat 7 euro. Este foarte drăguț, să zic să mai avem și rochițele pentru că am doar haine de școală. Foarte drăguță, chiar dacă este și pentru școală, este destul de comodă. Am și ciorăpei, am luat zilele trecute două pere de ciorapi. Ce mai luat? I-am mai luat un puloveraș, foarte drăguț și acesta, ăsta este pentru iarnă. Este cam lunguț, dar tot 2-3 ani și acesta costa 6 euro. Așa, care am zis să-l potrivesc cu niște blugi. Sunt niște blugi negri, tot 2-3 ani. Partea bună este că se strâng aici și atunci pot să-i fac, ea este slăbuță, dar pot să-i strâng. Blugii au costat 5 euro. Deci blugii aceștia cu puloverașul mi s-a părut așa un look mai, un pic mai diferit, să nu fie mereu pantalon de leggings. Ce mai avem? Bine, foarte multe lumânări că s-au mi-au căzut toate prin lungă. Aici și-a luat teatru de la fel o jucărie cu niște rechini de la Baby Shark, ea cântă Baby Shark și a avut chestia asta, mi-a zis por favor mami, adică te rog mami, cred că a costat 5 euro chestia asta, pofti mami? Gracias. Ce am mai luat? I-am mai luat câte două tricouașe, că încă purtăm tricouașe și erau singurile care le mai aveau în ceea ce ține de tricouri, 2-3 ani, 3 euro, alb. E drăguț, are niște bolănași așa aici, după aia jos este pe elastic, tot așa că îi mai dau colanței. Mi s-a părut drăguț, v-am zis ăsta, încă unul pe galben și ăsta le mai aveau. Și ăsta este un tricouaș simplu, are aici așa un danteluț, un bolănaș, a costat 3 euro. Și tot 2-3 ani. Știți voi că leggings, pantalonași avem foarte mulți. Pe tricouri nu m-am bazat că nu mă așteptam să fie încă căldura asta. Sper să m-au zis că vorbește. Și de-aia am mai cumpărat două tricouașe. După aia am mai cumpărat, s-a spus tot că încă sunt lumânări și poate la lucru. Două dintre astea de baie. Știți opa, că e cu cireșe am luat de data asta.
și a costat 80 de cenți. Una, am luat două cu cireșe, pentru că face apa mai roz. La ea intent, important e culoarea, nu... Ce mai avem? Aici mi-am luat o dintre asta de Melcons. Și... chiar la dor, îmi plac foarte mult astea, să nu le vadă că nu prea ele. Nu-i dau așa ceva. Aici și avem tichetul. Am plătit la Pep Control în total 51,95 de euro. Pe tot ce am cumpărat. Se scot că aveam un telefon, ea nu. Continuăm acest mic unboxing cu Zara. Bine, aici am eu șervețele umede, de ale mele de prin geantă și pungi de la purculeți. Și prostița mâncatia. Da, cum vă ziceam. Ce am cumpărat din Zara? Nu aveam în plan să iau papucei, dar am găsit ghetuțele astea superbe. Sunt negre, sunt așa strălucitoare. Ne-am luat mărimea 24. De obicei, în ultimul timp am luat 25, dar le-am probat și... tocmai aici mi-am dat seama că nu s-a mai filmat, mi s-a oprit filmarea pentru că am ceva probleme cu memoria, mai am niște filmulețe filmate fără să le editez. Atunci o să mă grăbesc. Vă arăt repede. Vă arătam ghetuțele. Sunt din Zara numărul 24. Erau 29,95, dar am luat cu 25,95 de euro. Foarte comode, foarte flexibile. Și am mai cumpărat un costumaș. Este acest, vorba despre acest pantalonaj, care au așa forma asta jos mai lărguți. Ei sunt în dungi, au material așa în dungi cu floricele, sunt super, sunt cu talie înaltă și cu bluzița asta oversize. Îmi pare rău că vorbesc repede, dar vreau să termin. Bluzița asta oversize, drăguță, drăguță, 2-3 ani și a costat 19,95, deci pentru 20 de euro un costumaj super. Bine, dragii mei, vă las aici. Poate să mai insertez un pic o filmărică cu cum se vede lumânărica și așa mai departe, vom vedea. Mă duc cu asta mică să-i fac baie, să mâncăm și să stăm un pic împreună, fiind vineri, o să mai petrec timp cu ea. O să mai petrecem timp, de fapt, toți trei în familie. Și ne vedem noi în filmulețul următor. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare. Dacă nu ați dat un like, vă rog să o faceți și dacă nu ați apăsat pe butonul de abonare, la fel, vă rog și ne vedem la filmulețul următor.